Nu e. Cel puțin nu la modul intim și personal, la care sunt alții. În același timp, e probabil cel mai important român al tuturor timpurilor. Înainte să vă povestesc ce și cum, trebuie să mărturisesc că textul de astăzi, adică viața compozitorului George Enescu, văzută prin prisma caselor în care a trăit, mi-a răcâit în mod neașteptat o parte din convingerile mele și m-a făcut să-mi regândesc nițel abordarea textelor viitoare. Multe dintre cărțile noastre de istorie sunt scrise dintr-o perspectivă naționalistă, adică pornesc de la ideea că regele era perfect, scriitorul cutare era geniu spațiului Carpato-Danubiano-Pontic, poetul celălalt era universal și așa mai departe. E de înțeles. Acum 150 de ani, România era mică, tânără și supusă. Când încerci să scoți capul în lume, e normal să te umfli în pene ca să te bage ceilalți în seamă. Exagerarea de tip naționalist și exagerarea în general e o tactică eficientă și de când lumea. De-aia o ard americanii pe stil, uite ce mari și glorioși suntem, și tot de-aia se umflă Mick Jagger în pene când e pe scenă. Astăzi România nu mai e o țară tânără și, după părerea mea, a venit momentul să renunțăm la exagerări și să analizăm fără prejudecată ce oameni avem și ce valoare au. Asta a fost ideea de la care am pornit de fiecare dată când am scris ceva despre un român. De exemplu, în textul despre Creangă am zis că nu sunt de acord cu citatul Creangă definește copilăria copilului universal. Creangă nu e universal și nici nu trebuie să fie. El definește copilăria noastră, modelează așteptările părinților români de un secol și ceva încoace. În traducere pierzi toată frumusețea lui Creangă. Din cauza asta, Creangă nu e un scriitor de talie mondială, dar nici nu trebuie să fie. E valoros pentru noi, ne place nouă și asta e suficient. La fel, Bucureștiul nu e micul Paris. Comparația asta vine din tot felul de frustrări provinciale. Bucureștiul nici nu trebuie să fie Paris. E suficient să fie București și ar trebui apreciat așa cum e. Ei bine, imaginați-vă că după multe cărți cu laude de genul ăsta, ajungi să strâmbi nasul la orice afirmație aparent exagerată. Te-ai lămurit cum stă treaba și nu pui botul înainte să cercetezi. Culmea, se pare că toate instinctele mele sunt greșite când vine vorba de George Enescu. Timp de 4 zile m-am plimbat prin toată țara, vizitând cele 6 case de patrimoniu în care a trăit compozitorul și discutând cu oameni avizați. Înainte să plec în călătorie, nu știam mare lucru despre Enescu. Știam că e un compozitor faimos care a fost căsătorit cu o femeie din familia Cantacuzino și cam atât. Nu m-a pasionat niciodată muzica clasică și nici viața compozitorilor. Din cauza asta, când la prima vizită ghidul ne-a spus că George Enescu este un geniu necontestat de talie internațională, un patriot desăvârșit, studiat și apreciat de oameni din toate colțurile lumii, am strâmbat din nas și am protestat. Mi s-au aprins beculețele și am intrat în defensivă pe ideea n-am de gând să te las pe tine să-mi torn discursuri naționaliste pe gât. A fost o greșeală și aș dori să-mi cer scuze în mod public pentru atitudinea mea. O să revizitez în curând Palatul Cantacuzino și o să-mi cer scuze și personal. Până săptămâna trecută, pur și simplu nu-mi imaginam că un asemenea om poate exista. George Enescu a fost cu adevărat un geniu, un extraterestru, un om înspăimântător de talentat, un om așa de diferit că e greu de imaginat că a existat. Tot el a fost un patriot autentic, un om rar care atât în sat cât și în mijlocul luxului a dus o viață modestă și orientată către muncă. Cea mai mare parte a muzicii compuse de el conține pasaje inspirate de muzica noastră populară. A fost un om cu principii sănătoase, zdravene și la care nu a renunțat toată viața. Când vine vorba de mari români, o altă idee de la care pornesc e că trebuie să apreciem oameni, nu să venerăm statui. Adică merită să cauți să înțelegi omul cu bune și rele. Nimeni nu e perfect. De obicei funcționează bine, până la urmă nimeni nu-i perfect. Mai puțin George Perfectenescu, care mi-a răsturnat a doua oară ideile mele obișnuite. M-am bucurat foarte tare că am avut ocazia să-i vizitez casele de patrimoniu alături de echipa Cronicar Digital și să învăț despre el și sper să pot să vă transmit și vouă o parte din informațiile culese. Hai să vedem cum arată viața lui Enescu și a caselor în care a trăit. S-a născut în 1881 la Liveni-Vârnav, un sat așa de mic că nici măcar nu figura pe harta României. Asta e casa în care s-a născut. Mică, modestă, lipită cu lut pe jos și acoperită cu șintrilă. Mai mult, situația familiei sale era tragică, chiar și pentru vremurile alea. Părinții săi avuseseră 4 copii morți la naștere și alți 7 morți în primii ani de viață, victime ale meningitei și anghinei. După 11 copii morți, Maria Cosmovici, mama sa, căzuse pradă misticismului și superstițiilor și nu putea suporta imaginea crucilor înfipte în cimitirul Vorniceilor. Femeia a trecut printr-o dramă aproape
imposibil de imaginat în zilele noastre. Costache, tatăl său, avea un talent muzical înnăscut, motiv pentru care părinții lui îl trimiseseră la seminarul de la Socola să se facă preot. Adică, tatăl lui Enescu și Ion Creangă au urmat un drum asemănător în viață. Amândoi au studiat la Socola, amândoi au renunțat la preoție și s-au făcut învățători. Văzând că s-a născut încă un copil al 12-lea, Maria avea o singură preocupare ușor de imaginat. Să nu-i moară și ăsta. Umbla din biserică în biserică, trecând prin toate ritualurile și obiceiurile băbești, în speranța că așa va rămâne copilul în viață. Despre copilăria sa, Enescu spune că, citat, dacă aș îndrăzni să mă plâng, aș face-o pentru a spune că nu am fost un copil răsfățat, ci un copil adorat până la exces, până la sufocare. Când mă gândesc la copilărie, simt încă în jurul meu vigilența înspăimântată în care am crescut. Eram ferit de cele mai mici pericole. La cea din tâi alarmă, tremurau pentru mine. În această căldură de seră, sufocantă și tensionată, m-am maturizat prea repede. Și dacă astăzi sunt un bărbat hipersensibil, un fel de jupuit de viu, explicația cred că trebuie căutată în copilăria mea. Enescu a crescut închis în casă. Nimeni n-avea dreptul să se atingă de leagănul copilului. Dacă doreau, rudele îl puteau admira de la fereastră în primii ani. Nu a avut niciun prieten de joacă. Toate hainele cu care s-a îmbrăcat atunci au fost trecute mai înainte pe sub altarul bisericii. Mama sa era excesiv de atentă cu el și mereu îngrijorată. Tot aici, în casa din Livene, a primit și prima vioară, mică și de jucărie. George Enescu practic și-a pus singur vioara în mână. Are o poveste foarte interesantă. El mergea cu părinții la diverse întâlniri unde se cânta muzică populară, unde erau taraful de lăutari. El asista și de multe ori s-a întâmplat să vină acasă și era fascinat de ce vedea acolo, așa încât la un moment dat părinții l-au surprins jucându-se cu doi strujani de porumb și în momentul în care a fost întrebat ce faci, a spus că eu cânt la vioară. Acela a fost momentul în care părinții i-au cumpărat o vioară de jucărie, o vioară de jucărie pe care a refuzat-o, n-a fost foarte încântat de ea, spunând că el vrea o vioară adevărată, el vrea să cânte cu adevărat. M-a impresionat în mod deosebit camera mică a copilului. Uitați-vă cu atenție la ea. Nu e ultima oară când o voi menționa. Urmează casa din Mihăileni, casa bunicilor, unde a locuit cu mama sa după divorț, dar până la divorț mai avem nițel. Întrebarea e, a fost Enescu un copil genial? Cu siguranță, da. Cu vioara primită de la taică-su a învățat imediat să imite toate animalele din jurul casei. Imita broaște, păsări și sunetul gazului de pe țeavă. Asculta lăutarii satului și imita seara ca să-și distreze bunicul. Avea o memorie de excepție pe care a păstrat-o toată viața. La 4 ani învățase deja să scrie, să citească, să adune și să scadă. La 5 ani învățase și notele muzicale. La 6 ani desena portrete și peisaje. La 9 ani vorbea engleza, franceza și germana. Primele lecții de vioară le-a primit de la Lae Chiorul, un lăutar bătrân din Dorohoi. După câteva săptămâni, fratele Lae a plecat, zicând că nu mai are ce să-l învețe. Apoi a fost dus la conservatorul din Iași, la profesorul și compozitorul Eduard Caudela, care a rămas profund impresionat de talentul băiatului. Enescu avea 5 ani, o vârstă la care eu o impresionam pe maica mea făcând la oliță și recitând Cățeluș cu părul creț. Din momentul ăsta, tatăl său înțelege ce copil genial are și își dedică tot timpul și toate resursele în scopul educării băiatului. În 1888, Enescu pleacă cu familia la Viena, unde el își continuă studiile și mama sa se operează de cancer. O operație periculoasă, din care, în ciuda tuturor pericolelor, iese cu bine. Pe scurt, la 7 ani, vârsta la care eu colecționam gume turbo și mă dădeam cu capul de colțul blocului că așa mă provocaseră alții, fratele Enescu se înscrie la conservatorul din Viena, unde face senzație și învață până la vârsta de 13 ani. Bine, e greu să nu faci senzație când ai 7 ani și colegii tăi de clasă sunt dita mai studenții. Sunt multe de spus și aici, dar o să trec mai repede peste episod pentru că nu am niciun fel de material filmat în Viena. După operație, mama sa se întoarce în țară, în casa din Mihăileni, casă pe care noi am vizitat-o în timp ce se afla în renovare. Înainte de asta, femeia divorțase și încercase să se călugărească. Soții s-au înțeles bine și după divorț și au ascuns separarea față de micul Enescu până în 1893, când geniul copil a absolvit cursurile conservatorului din Viena. La despărțire, mama a rămas în casa bunicilor de la Mihăileni și tatăl s-a mutat în casa din Dorohoi.
Enescu a trăit în ambele case în perioada în care și-a vizitat părinții, dar mai dragă i-a fost cea din Mihăileni. Citat. Uite, fluturile acesta eu îl prindeam când eram copil, în livadă la Mihăileni. Îi prindeam cu volocul și îi puneam în bold. Ce de mai desene și ce de mai culori. Spre deosebire de cea din Mihăileni, casa Enescu din Dorohoi, casa tatălui, e mai mare și mai bine amenajată, așa că e păcat să nu o vizitați și pe ea, din moment ce sunt foarte aproape una de cealaltă. După moartea tatălui, a închiriat o mare parte din clădire, păstrându-și un singur dormitor. În tot timpul ăsta, omul a trecut și pe la conservatorul din Paris și a studiat și acolo că, na, ar fi fost păcat. Tot la Paris, debutează în calitate de compozitor și putem spune că din punctul ăsta, George Enescu intră definitiv pe făgașul vieții sale. Prima creație importantă e poema română, compusă pe vremea când Enescu avea doar 15 ani, vârsta la care fratele vostru cretin de pe internet belea ochii pe Mirc și lupta vârtos în CSA Solt, stând cu sniperul în turn așteptând să pălească fraierii. Ce să zic, destine diferite. Poema română e cea care face legătura dintre Enescu și Casa Regală a României. Din moment ce se încheie cu imnul regal, regina Elisabeta l-a chemat pe Enescu la Peleș să-l asculte. A fost așa de impresionată de ce a auzit că i-a oferit o cameră de studiu într-un colț intim al castelului. Suntem la începutul secolului 20 și DN1 nu era așa de aglomerat, așa că Enescu s-a îndrăgostit de Sinaia și cu banii câștigați din primul său turneu în America, a construit aici o casă între 1923 și 1926. Vila Luminiș e singura casă construită de el și, după părerea mea, e cea mai frumoasă dintre toate casele memoriale Enescu. Tot ce vedeți e realizat după planurile proprii ale compozitorului, cu ajutorul arhitectului Radu Dudescu. O casă făcută din bani proprii, la maturitate, spune multe despre un om. E mobilată în stil autentic românesc, simplu și frumos. Dacă vrei să cunoști ce fel de om era George Enescu, vizitează-i dormitorul din Vila Luminiș. E mic, modest și seamănă cu cel din casa natală. Timp de 20 de ani a revenit periodic la Sinaia, cel puțin o lună pe an. Tot aici, la Sinaia, la Peleș, a cunoscut și multe familii nobiliare românești și s-a îndrăgostit iremediabil de Maria, femeia care îi va fi soție. Cine e Maria? Bună întrebare, micule Padoan! Femeia asta a fost cu siguranță una dintre cele mai bogate, excentrice și faimoase femei ale secolului trecut. Maria Cantacuzino nu a fost un George Enescu. Ea nu e geniu și nu a dus o viață impecabilă, așa că legați-vă centurile de siguranță și țineți-vă bine că urmează un drum dubios. Viitoarea nevastă a lui Enescu s-a născut în 1878 la Tescani, într-o familie de boieri moldoveni. Maruca a fost una dintre cele mai nonconformiste femei ale perioadei. A beneficiat și de o educație extraordinară. Ea a fost educată de tatăl ei. Tatăl ei fiind cel care i-a tradus operele lui Conta în franceză. Tatăl ei fiind un intelectual de vârf în acea perioadă. Și beneficiind de educația oferită de Dumitru Rosetti Tescanu, ea deja era cu mult peste marea majoritate a femeilor din acea perioadă. Și tocmai de aceea Regina Maria, de exemplu, îi trecea cu vederea o parte dintre micile excentricități, că, de exemplu, venea Regina Maria în vizită la Maruca și Maruca o primea în pat, stând în întuneric. Pentru că așa avea ea chef în ziua aia. Și totuși, capul princiar nu se simțea atins de aceste mici, hai să zicem, derapaje de la etichetă ale Marucăi, acceptându-o așa cum era, pentru că în același timp era o prietenă extrem de devotată, era o femeie de o inteligență sclipitoare și în același timp era un personaj, nu știu cum să zic, frapant, pur și simplu nu era de o frumusețe ieșită din comun. Nu era? Că mie mi se pare că... Adică, ce nu, era genul mai degrabă fascinant. Da, mie mi se pare, adică mă atrage din poze, cel puțin. Da, în niciun caz nu se poate spune despre ea că era o femeie urâtă, dar nu era niciun etalon de frumusețe. Ea fascina prin simpla ei prezență. Avea acel magnetism care, dacă intra într-o încăpere, atragea toate privirile. La fel, magnetism pe care l-a recunoscut și ea la rândul ei în persoana lui Enescu. Da. Pentru că în momentul în care Enescu a intrat în sala de la Peleș, Maruca a rămas fără cuvinte, practic.
Casa de la Tescani a trecut prin multe schimbări pe vremea comuniștilor, dar, printr-un miracol, arată binișor și în zilele noastre. Aici au loc tabere de pictură, adică aproape toți pictorii noștri consacrați au trecut cel puțin odată pe aici. Tot aici a scris Andrei Pleșu jurnalul de la Tescani. Nobilă, frumoasă și bogată cum era, la 18 ani a fost cerută de soție de boierul Mihail Cantacuzino și a acceptat. Ar fi trebuit să fie o căsnicie frumoasă, dar n-a fost. Mihail avea niște mici defecte, gusta prea mult vin și prea multe fetițe. Evident, dacă amesteci beția cu femeile de consumație, iese o petrecere de majorat mișto, dar nu e tocmai o căsnicie fericită. Asta n-ar fi fost chiar așa de grav. Există și căsnicii nefericite, dar durabile. Din păcate, Mișu a pus ochii pe Nelly, sora Marucăi. Imaginează-ți că-ți prinzi bărbatul în pat cu sora ta. Ce faci, în afară de live pe Facebook? Maruca a cerut divorțul, dar Mihai a insistat să rămână căsătoriți, măcar de dragul celor doi copii. Femeia a acceptat și a suportat situația o vreme, din fericire nu prea lungă. La scurt timp după eveniment, Mihai Cantacuzino moare într-un accident de mașină. Și uite așa ajunge Maruca, văduvă și numai bună pentru George Enescu. Ok, nu chiar. Înainte de Enescu a avut o relație încinsă cu filozoful Nae Ionescu. Trăia în superbul palat Cantacuzino de pe Calea Victoriei, așa numită casă cu lei, moștenire de la soț. În jurnalul ei, Maria Cantacuzino spune că relația cu Nae Ionescu era una, citat, eterică, în domeniul transcendental al spiritului. Timp de 7 ani, cei doi au ars-o eteric și transcendental, până când, într-o noapte de revelion, Măruca se îndrăgostește la prima vedere de George Enescu. Deși are aceleași sentimente, Enescu nu e într-o poziție favorabilă, fiind considerat un fel de lăutar al curții regale. Așa că, în loc să stea pe lângă Maria, omul pleacă în turneu. Despărțirea de Nae și plecarea lui Enescu sunt motive de profundă depresie pentru prințesă și aceasta decide să se sinucidă turnându-și acid pe față. Morala? Chiar și când ești o prințesă admirată de toată țara, prietenă cu regina, curtată de toată elita intelectuală și bogată peste măsură, viața nu are sens dacă nu-ți torni niște acid pe față. După tentativa de sinucidere, Enescu se întoarce de urgență la București. Se căsătoresc în 1937. Ea avea 57 de ani. El 56. Cei doi au locuit în clădirea din spatele palatului Cantacuzino. Modest ca întotdeauna, Enescu prefera camerele mai mici și îl deranja monumentalitatea palatului. Chiar și căsătorit cu o femeie incredibil de bogată, Enescu prefera să călătorească cu trenul la clasa a doua. Cât despre Palatul Cantacuzino, aici se află Muzeul Național George Enescu. Clădirea a fost construită de socrul Mărucăi, Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis și Nababul, după planurile arhitectului Ion Berindei. Nababul a lăsat-o băiatului său Mihail și la moartea acestuia, clădirea a revenit soției, Măruca. E locul unde s-a semnat pacea de la București din 10 august 1913 și locul care a găzduit președinția Consiliului de Ministri în preajma celui de-al doilea război mondial. În anul 1956, în Palatul Cantacuzino, a fost inaugurat Muzeul Memorial George Enescu, dedicat marelui compozitor român, devenit după 1990 Muzeu Național. Cât despre Enescu, din păcate acesta a părăsit România în toamna anului 1946, pe motiv de comuniști. Pentru mine, clipul de astăzi a fost una dintre puținele ocazii în care am documentat totul pe măsură ce călătoream. Le mulțumesc tuturor celor din echipa Cronicar Digital și termin clipul cu un anunț. Urmează să facem un concurs unde punem la bătaie bilete la Festivalul George Enescu. Așa că dacă doriți să participați, urmăriți pagina de Facebook ZAEFET. O să anunțăm acolo. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să cântați dulce la clopoțelul de notificare de lângă butonul de abonare și să dați clipul ăsta mai departe tuturor melomanilor. Să se audă ZAEFET peste tot pe internet.